Accidentul s-a produs în intersecția DN1 cu drumul județean 155, în zona localității Păulești. Se pare pe fondul neacordării priorității de trecere a unui vehicul ce circula de pe drumul județean 155, a pătruns în drumul național numărul 1, unde a fost surprins de către un autoturism marca Audi ce circula regulamentar din direcția Brașov către Ploiești. Din accident a rezultat decesul a două persoane din autoturismul marca Volkswagen, care nu a acordat prioritate de trecere autoturismului marca Audi. Thank you.